Agenția Națională a Locuinței finanțează mai multe șantiere din Olt. Unele dintre acestea sunt în mediul rural. Mai mulți edili de la sat au cerut ridicarea de blocuri anele. La Vișina, o astfel de investiție este aproape finalizată după aproape 3 ani de la demararea lucrărilor. Tinerii solicitanți ar putea intra în posesia locuinței mult visate la finele acestui an. Blocul are 12 unități locative, format din 4 garsoniere, 6 apartamente cu 2 camere și 2 apartamente cu 3 camere. Aveți solicitări pentru aceste locuințe, domnule? Da, au venit o grămadă de tineri pentru a solicita. Unii dintre ei au depus și cereri, dar le-am spus că până nu finalizăm și până nu intrăm în posesia blocului, oricum, ele sunt pentru tinerii până în 40 de ani, probabil că o să fie distribuite pe legea ANL, o să fie niște criterii de selecție, probabil, nu știm la ora asta să vă spunem, până nu aflăm costul final, probabil că o să fie un cost pe locație. Nevoia de locuințe, atât pentru tineri cât și sociale, este acută în special în mediul urban. La Scornicești, administrația locală a primit sute de astfel de solicitări. Avem în acest moment un număr de peste 300 de solicitări din partea cetățenilor orașului Scornicești, în special al tinerilor. În acest sens am demarat în toamna, iarna acestui, anului trecut, un proiect privind construirea unui bloc ANL, tip ANL pentru tineri, iar în primăvară am demarat procedura pentru a implementa un proiect de construire a unui bloc tip social. Da? Ambele blocuri însumând un număr de 36 de locuințe, atât ANL cât și social, 24 sociale și 12 tip ANL. Investiții de acest gen vor începe în scurt timp și în alte localități din Olt, atât din mediul urban cât și din cel rural. Conducerea Agenției Naționale a Locuinței își propune ca până la finele acestui an să deschidă noi șantiere în județ. Următoarele obiective care vor începe sunt în Scornicești, în Studina și în Balș. Mai există solicitări venite din partea autorităților? Există solicitări din partea autorităților, în funcție și de bugetul pe care ne-l aprobă la rectificare. Luna viitoare, atunci putem discuta despre finanțarea unor noi obiective. În momentul de față au fost reluate lucrările și la un bloc de locuințe sociale din orașul Corabia, după o lungă perioadă în care acestea au fost listate.